Bună ziua, dragii noștri prieteni privitori! Suntem în data de 6 noiembrie, iată că mai puțin și intrăm în postul Crăciunului. Și bineînțeles că avem foarte multe de spus, de arătat, de gândit, de în sfârșit. Și foarte multe sărbători pe care trebuie să le întâmpinăm, religioase, sociale, zile de naștere, zile de... În sfârșit, iacăt-o, și ziua noastră națională. Și deci, evenimente ca la sfârșitul anului. Dar, pe lângă acestea, avem de rezolvat și problema aceasta. Avem acțiunea din ziua de astăzi, în care... Mi-am permis să țin secret faptul că prezentăm și revista. A treia revistă de pe anul acesta, care iese prin grijă doamnei Cristina Onofre, cu ajutorul Primăriei Pitești, cu ajutorul Centrului Cultural Pitești, condus de doamna Carmen Salup, doamna director Carmen Salup, cu atâta maestrie și ele și fermitate. Doamna Cristina. Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Cuvântul Argeșan, septembrie 2023, al treilea număr al acestui an. Mulțumim pentru găzduirea Centrului Cultural, domnului director, că este de fiecare dată alături de noi. Este vorba de acest format, adică avem, ca de obicei, o fotografie aleasă de domnul Alexandru Oprea. Maestru, și de data aceasta, de maestru Alexandru Oprea. Și de data aceasta este lacul de acumulare Vidraru, cu cele patru versuri care o însoțesc. Sus pe culmea carpatină cu pădurea-i de gorun, vulturii-s la ei acasă, muntele-i aici stăpân. Mândre piscuri milenare, călcate de capre negre, țin în palme stăvilarul între stâncile eterne. Mi-am permis să pun un citat al lui Ezra Pound. Literatura măreață este pur și simplu limbaj încărcat cu înțeles în cel mai înalt grad posibil. Pe coperta a doua, bineînțeles, l-avem pe maestrul în arte vizuale și nu numai, Constantin Samoilă, cu care ne regele Carol... De fiecare, ne da, care, de fiecare da, coperta dată 2 este destinată. Regele lucrare. Carol I și frații Golești, la Muzeul Golești. Și tot ca de obicei, primul deschizător de drum al revistei este domnul Adrian Mitroi. Mulțumesc frumos. O secundă. Ce voiam să vă spun? Sunt un pic supărat pe dumneavoastră pentru că nu ați venit la Drăgășani. A fost foarte, foarte interesant, foarte frumos. I-am prezentat... De ce v-am spus chestia asta? Pentru că i-am prezentat revista așa cum este ea domnului președinte ales, președinte național, și nu s-a mirat. Și a adus aminte că a publicat de multe ori în revista. Nu. Da, s-a adus aminte de medalia pe care ați câștigat-o. Da, este singura revistă cu medalie. Ceea ce pentru dânsul a fost o mare... Cred că uitase. Eu i-am mai trimis, dar în sfârșit nu mai contează. Și ne-a lăudat. Ne-a lăudat, dar nu am stat eu să ascult laudele, știți că nu prea. Dar păcat că n-ați fost, că a fost frumos, să știți. N-am putut să ajung și invitația n-a fost pe măsură, dar mă rog, mai mult, au fost mai multe cauze. Bun. Deci, deschizătorul de drum, ca de obicei, domnul Adrian Mitroi, e președinte al Ligii Scriitorilor din România, filiala Argeș, cu omenirea educată. Dânsul ne obișnuiește, pe lângă poezie, ne obișnuiește cu câte un eseu. De data aceasta, extraordinar de sugestiv este faptul că dânsul se ocupă de
omenirea educată în sensul în care există niște vârste care demonstrează că sunt niște oameni trecuți prin aceste vârste, niște oameni educați, dar cu atât mai mult se ocupă de copiii care vor arăta ceea ce înseamnă omenirea și mai ales românescul. Domnul Mitroi își pune problema în acest eseu, își pune problema cum va fi România de mâine prin prisma copiilor și are și o mulțime de întrebări aici și o să le dau citire pentru că este important, pentru că la aceste întrebări trebuie să ne răspundem fiecare dintre noi. Deci domnul Adrian Mitroi întreabă: pe ce coordonate culturale trebuie așezați acești copii pentru a putea continua o societate nu normală, ci naturală? Ce coordonate educațional-culturale de învățământ trebuie folosite pentru a putea crea generații noi care să conducă omenirea către o evoluție pozitivă? Ce coordonate trebuie folosite de către educatorii responsabili în a crea o educație, o societate educată? Și aici să nu uităm pe părinți. Da. În acest eseu veți găsi și rostul părintelui și veți găsi și rostul părintelui care se gândește poate la a fi alături de copil, chiar dacă nu câștigă atât de mult. Există două laturi. Deci părinții care doresc să fie alături de copii, chiar dacă nu câștigă mult, repet, și părinții care își spun că e mai bine să câștige mult și să le trimită și să le creeze o bunăstare copiilor. Eu cred că pot să vă spun că părerea mea este că înclin spre prima parte. Și anume, îl are pe părinte alături, îi este ghid, îl vede, îi arată calea cea bună. Chiar dacă și îl învață cum să se descurce în viață și cu puțin. Partea a doua nu o comentez, pentru că o știți foarte bine. Vin cu mașini ultra moderne la liceu. Nu asta e problema. Și asta e una din laturi. Mi-am spus că nu o să comentez următor. Se caută instituționalizarea inclusiv ca factor de schimb, avatar al familiei. Asta este marea problemă. Adică la ora actuală, dacă auzi că un copil nu este la after school, zici, nu e la after school, de ce nu e la after school? Da, și acest aspect voiam să-l punctez, dar l-ați punctat dumneavoastră. Foarte bună, dar într-o societate în care instituționalizarea înseamnă un pas înainte. Aici da, after school, da, tot felul de denumiri, tot felul de manipulări, cât de cât să îl atragem pe copil în altă parte, cât să nu fie nici cu bunicii, nici cu părinții, nici cu prietenii, ci acolo, între niște ziduri. Și familia zice, ce bine! Da, da. E ca și cum l-ai lăsat în fața televizorului fără să-l mai întreb dacă e foame sau nu. Mă rog, este... Nu vreau să începem de acesta, dar cred că trebuie să ne punem problema, pentru că eu n-am făcut decât să comentez ceea ce domnul Mitroi a sugerat prin această omenire educată. Iar eu am pus decât problema. Și mai e și omenia, care tot aici o încadrăm ca și... Da, tot aici o încadrăm. Bun. Vă rog, domnule Mitroi. În continuare, avem o lucrare a domnului Mohor despre viața culturală creațională, ca să zic așa, a doamnei Cristina Onofre. L-am citit, este foarte interesant, sunt foarte multe date, sunt foarte multe... Dânsul nu explică nimic. Moia pur și simplu și arată
extrage niște texte care au fost scrise despre opera doamnei Onofre, da, le pune în paginațiile, face și comentarii în unele situații, da, face și comentarii. Eu vorbesc la general pentru că n-am ce să vorbesc la particular, trebuie citit. Da, exact. Am reținut ceva extraordinar de interesant. Nenea Mohor spune așa, zice, doamna Cristina Onofre este mai citită în Franța decât în România. Este mai citită la Paris decât la Pitești. Asta a fost o săgeată trasă exact în inimă. Zic, bă, nu se poate să fie adevărat, dar dacă o spune Nenea Mohor, înseamnă că chiar așa este. Îmi pare foarte rău dacă este așa. Noi în revistă v-am promovat. Adică mulțumesc. N-am ce să comentez pe marginea asta. Cred, dar că nu e vorba de grupul acesta, cred că e vorba de un pic, generalizează domnul Mohor. Nu știu dacă e așa, pentru că eu sunt în Lumea Scriitorilor, filiala Pitești, ne cunoaștem între noi cei din Lumea Scriitorilor. Aici am cunoscut oameni deosebiți în grupul dumneavoastră. Eu am citit eu, scris. Da, da, nu. Aveți, are dreptate pe de o parte, dar pe de altă parte eu tind să mă simt acasă aici, la Centrul Cultural unde mi-am lansat. Gândăr un pic să ne spunem unde mi-am lansat gânduri despre. Da. Unde mi-am lăsat totdeauna cărțile. Da. E adevărat că în ultima perioadă am editat cărți pe care nu le-am lansat, am avut neșansa și a pandemiei, dar am pus pe alții înaintea mea ca și activități, inclusiv revista. Asta nu spun ca să mă victimizez, dimpotrivă. Vă spun că a lucra cu un grup de oameni nu este ușor, pentru că fiecare reprezintă o personalitate puternică, se dorește să fie întrebat, mângâiat, publicat. Sunteți scriitori și știți foarte bine că exact. Scriitorii au un orgoliu un pic mai dezvoltat decât ceilalți. Da, și au și condeiu. Ceea ce mi-a plăcut mie la domnul Mohor și trebuie să-i mulțumesc public, este următorul lucru, citez, am descoperit literatura și mai ales poezia modernă prin Cristina Onofre sau Cristina Bernadette Rousseau, lucru pe care l-am apreciat foarte mult, pentru că de acum încolo poezia modernă nu va mai fi străină. Nu îmi plăcea poezia modernă, nu aveam deschidere către ea și odată citind ceea ce scrie Cristina Onofre, mi-am deschis sufletul pentru poezia modernă. Este un lucru mare, un lucru foarte bun. Vreau să vă spun că domnul Mohor a insistat ca eu să-mi pun și un curriculum vitae în continuarea articolului dânsului, dar ar fi fost mult prea mult, pentru că indiferent cât îl sculptez eu, curriculum vitae este totuși un curriculum vitae de vreo 30 ceva de ani de muncă și de premii și de și reviste și cărți publicate. Așa că am preferat să pun câteva imagini la final pe coperta 3, câteva imagini cu niște evenimente, puține imagini, nu prea multe, dar cu niște evenimente importante. Vă mulțumesc pentru că existați și continui să vă fiu alături în acest parcurs al revistei. Pot să continui, da, cu domnul preot profesor dr. Teodor Damian, care ne vorbește despre umanitate, despre începe un mic eseu, bineînțeles pe temă religioasă, în care spune că într-o convorbire cu un păgân care îi cerea să îi arate pe Dumnezeu, Sfântul Teofil, episcopul Antiohiei în secolul II, i-a răspuns acestuia: arată-mi omul care ești și ți-l voi arăta și eu pe Dumnezeu.
Cred că de fiecare dată trebuie să ne punem această întrebare, pentru că îl aducem în discuție foarte des pe Dumnezeu, dar foarte puțin ne gândim la ce fel de oameni suntem, cât suntem de bucățica aceea din Dumnezeu, cât suntem de compatibil cu Dumnezeu. Atât pot să spun, articolul este de lecturat, nu este de o întindere prea mare, dar este foarte important pentru că dă citate și explică de fiecare dată foarte clar ceea ce dorește să spună prin esențializare. Domnul Braniște. Nicolae Braniște, da, are 6 poezii în această revistă, una mai frumoasă decât alta. Ce poți să spui despre domnul? Un poet prolific, evoluează extraordinar. Și chiar v-aș ruga să citiți ultimele 2 strofe din prima poezie. Creasa cuvintelor. Da. Da. Creasa poeziei cu nume Romanescu, de tine s-ar îndrăgosti și Eminescu, în dar a lăsat vers de iubire pe inel, luceafărul nopții softezi după el, creasa cuvintelor din poveste, în ochii tăi citim ca într-o carte, în vremuri când iubire nu mai este, povestea vieții duci mai departe. Da. Poezie profundă, iată că domnul Braniște poate să scrie și poezie de genul ăsta, nu numai descriptivă, ocazională, o poezie profundă pe care o gândește și care poate să exprime ceea ce vrea dânsul, efectiv. Și adevărul este că ajunge la sufletul nostru, asta este foarte, foarte, foarte clar. În continuare, doamna Onofre, cu câteva poezii dintr-un volum nou, Să mergi călare, să întinzi arcul, să spui adevărul, exact. Se numește volumul. Da, o chestie foarte interesantă. De unde v-a venit? Ați fost pe acolo? Da. Ați fost pe acolo? Da. Mi-am promis, prima dată când am zburat deasupra Africii, mi-am zis Mamă Africă, nu știu ce-i cu mine, dar poate o să scriu ceva, da, care să aibă legătură cu tine. Și până la urmă a curs acest volum cu 80 și ceva de poezii, despre care au scris, în primul rând a scris domnul Eugen Simion, deci prefața este realizată de domnul, da, Eugen Simion în 2014. Și precizez, pentru că am mai făcut acest lucru, domnia sa, atunci când dădea o prefață a unei cărți, crea o legătură cu o carte, o făcea în manuscris și ți dădea ceea ce scria. Asta o spun pentru că acum, după moartea dânsului, pot veni destui care să spună am un cuvânt de la domnul Eugen Simion. Ei, vă spun că acel cuvânt, dacă nu este trimis în manuscris, este are fake. Valoare. Da. E fake. Așa? Vă rog, citiți, vă rog și frumos. Da, și ea s-a bucurat de foarte multă trecere în rândul literaților și nu numai. Este un parcurs al meu în Africa, care începe din Valea Ungerengerii și continuă prin întâlnind triburi, întâlnind oameni, întâlnind locuri și scrind o istorie a Africii în stilul meu și în acumulând foarte mult de la locurile respective. Un sat. Un sat ascuns în hățișuri transparente, aloie, arbor de gumă, salcâm din toate timpurile. Ramurile lor fac din locul acela locul transparentelor palate, așa cum mi se spune. Cărările care duc spre sat sunt închise, porțile sunt înguste, din ele cresc ramuri,
tăiate sârguincios din vreme în vreme. Aștept. Aștept în locul transparentelor palate. Permiteți-mi să-l citesc și pe urmărindu-l pe Munganga, pentru că în felul acesta voi arăta că am luat parte la întâlnirea cu niște personaje. Părul este despărțit în șuvițe legate cu fire de aramă și mici perle. Fața îi este vopsită cu ocru. Are puncte roșii desenate de la coada ochilor spre tâmple. În cercuri, pe obraj și în jurul gurii, puncte albe desenate cu sevă din venele unor plante știute numai de el. La gât poartă un dinte de tigru. Nimeni nu strigă, nimeni nu țipă. După ce trupul său arde, dând dintele de tigru, când dintele de tigru cade în flăcări, Mganga, vrăjitorul, dă semnul stingerii sale. Pasărea prezicerilor lui pleacă. Astfel, Mganga nu se oprește niciodată. El se duce în mijlocul unui alt zbor. Deci este vorba de ritualuri, este vorba de tradiție și vă v-ați mai întâlni cu mine pentru că această carte de-abia a început cu cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 poezii. Bun. De la mine către domnul Constantin Teodor Craifaleanu nu este decât un pas și mă bucur că l-am cunoscut mai bine și ca persoană umană, dar și ca poet, pentru că de fiecare dată îi pun în pagină și ne bucurăm de momentele în care facem și corectura. Sunt nu momente, sunt ore pe care le consacrăm acestei părți și foarte importante, numită corectură. Dar trebuie făcut acest lucru și e bine că o putem ține revista în felul acesta, pentru că indiferent cât am lucrat noi și cât am fi de atenți, tot mai există câte o mică scăpare și e bine să o corectăm. Domnul Craifaleanu vine aici cu to be or not to be, dar în altă formă. A fi sau a nu fi mai este întrebarea valabilă și acum, când ne-am pierdut cărarea, ne întreabă domnul Craifaleanu, o, Doamne, azi se întreabă a fi sau a nu avea, pardon. Eu sunt, tu ești, el este, să fiu, să fii, să fie. Deci este un fel de a te întreba, un alt fel de a te întreba, cam ca al domnului Mitroi, tot legat de a fi sau a avea. Și continuă cu niște enumerări ca niște metafore foarte frumoase. Poți aduna oricâte, dar nu uita să fii. Fii cum este în continuare, fii cum ești în continuare, fii o rază în amurg, fii o floare, fii un fulg, fii pe plaja planetară, un grăunte de nisip de origine stelară. Fii o frunză dusă în vânt, fii o scoică în ocean, fii un cânt, fii un licuriș stingher, fii o clipă într-un an, fii scânteia dintr-o vatră transformată în vulcan, fii betala de pe cer când mai cade cât o stea, fii ideea de mister care îți umple inima și tot așa. Deci este întrebarea aceea ușor pesimistă, dar reală, de fapt, ca să se termine într-un stil poetic, n-am citit tot, dar sigur o veți lectura, poezia, pentru că merită. Și cea de-a doua poezie este o pseudo-baladă parodică, sub mediocrul cap sec. Este foarte important pentru că a prins niște aspecte aici domnul Craifaleanu și le-a dat formă în vers. Și voi citi începutul, trec veacuri, decenii în goană și în zbor anotimpuri tot trec, dar sub mediocru capsec, fițos, ignorant și zevzec, oglinda și-o face icoană. Trec veacuri, decenii și ultima strofă, asta ca să vă incit, trec veacuri, decenii în goană și în zbor anotimpuri tot trec, dar sub mediocru capsec, fițos, ignorant și zevzec, pe-a vremii colivă
umană rămâne aceeași bomboană. Deci v-am spus că este ușor ilar, parodic, dar trăsăturile, caracterele le regăsim aici, ne întâlnim și noi, sau poate și noi suntem uneori câte un pic de cap sec, de ce să nu recunoaștem, poate față de părinți, poate față de oameni, poate față de prieteni sau cine știe. Domnule Mitroi? Da, în continuare, doamna Loreta Din, un artist plastic și scriitor, poet, romantic incorrigibil, absolut incorrigibil, și titlurile poeziilor pe care le-ați pus în pagina revistei exprimă exact ceea ce spun eu, și ca să nu pierdem vremea, pentru că deja începem să ne cunoaștem foarte bine, vă rog frumos să citiți dumneavoastră cu tine. Ultima. Vă rog. Cu tine am unit apusul cu răsăritul, trecutul cu viitorul, dorința cu speranța, neputința cu biruința, nepăsarea cu visarea, regretul cu fericirea, minciuna cu adevărul. Cu tine am împărțit universul, am dublat infinitul, am unit pământul cu cerul, am împreunat soarele cu luna. Cu tine am dat curcubeului gust, stelelor zbor, fluturilor strălucire, visului culoare, gândului aripi, iar iubirii versuri, cu tine. Da, vă dați seama ce înseamnă o chestie de genul ăsta, pentru că am dat viselor culoare. V-ați gândit vreodată că puteți visa și alb-negru și color? Este foarte adevărat, puteți visa și alb-negru, dar puteți visa și color. În momentul în care visăm color, ne trezim mult mai sau intrăm din nou în realitatea imediată mult mai fericiți, mult mai liniștiți. Toate visele noastre negre ne produc o stare groaznică, dar visele color sunt foarte frumoase. Eu pot să vă spun că ale mele, în momentul în care am visat color, m-am trezit foarte, foarte liniștit, bucuros. Deci, iată, cu tine, cu acel tine pe care doamna Loreta îl visează, nu mă interesează dacă l-a găsit sau nu, asta e treaba dânsei, dar oricum aș știu ce să facă cu tinele respectiv, pentru că visez în color, da. Da, dar știu ce să facă cu acel tine, pentru că iacăt, a făcut o seamă de acțiuni foarte, foarte frumoase, a dublat infinitul, poftim, a împărțit universul în două, a dat gust curcubeului, incredibil, și zbor stelelor. Aveți voi idee ce viteză avem noi în galaxie, Pământul? Cu ce viteză se mișcă? Vă întreb foarte serios. O 1200 de ani lumină pe secundă. Asta este mișcarea noastră galactică. Vă dați seama la ce viteză ne desfășurăm activitățile. S-a mai întâmplat o problemă. Asta apropo de, mai ne descrețim puțin frunțile, din cauza cutremurului de 9 grade care a avut loc în Japonia de curând, acum câțiva ani de zile, viteza Pământului s-a micșorat cu 0,1 sau 0,2, ceva de genul ăsta, milisecunde. Interesant. Bun. Simona Vasilescu, da. Membrul SR,
două poezii, cele pe care mi le-a transmis, Trecere și De Doamne. Amândouă sunt așa o fel de gândire asupra omului. Această trecere începe cu ai avut puterea să urci în copac, deci e vorba de omul care s-a ridicat până la a urca în copac, să privești depărtarea ca pe o soră, să aduni fructele coapte, ai doborât cu topoarele încrederii oricând și oricum, fără temeri în trunchi și rădăcină, te credeai puternic. Dar încheie cu ai fost pădure, te treci și continui să te împuternicești, strămoșii tăi sunt pământul din care înflorești și iubești, vezi cât de repede în ochii tăi blânzi te zmerești. Da, aceeași problematică, ce este omul, cum s-a ridicat el, cum face rău locului de unde s-a ridicat, este până la urmă își taie rădăcinile într-o proprii. Într-o lume bidimensională, chestia asta ar fi ca un fel de perpetuum mobile și ca un cerc, efectiv. Noi nu trăim într-o lume bidimensională, suntem mai multe dimensiuni. Noi le vedem pe astea trei, mai avem una pe care o percepem indirect, este timpul. Iată că întâi ne-am chinuit să coborâm din copac, asta ne-a făcut... Ca din nou să urcăm. Așa, ca pe urmă să ne chinuim să urcăm. Da. Ce ne cheamă acolo, numai noi știm. Fiecare dintre noi știm. Și ca o continuare a acestui poem, este poemul Dă Doamne, prin ochii mei deschiși văd marea, simt talentul, se avântă printre dealuri, mă cheamă labirintul, e ceea ce va fi dimensiunea nouă, mai galbenă în lămâi, mai verde pe sub rouă. Și mai are o imagine frumoasă, prin ochii mei deschiși, din soare vine clipa. Dă Doamne semnul tău și prinde-ne în lumini. E ca o rugăciune, da. Și așa o percep. Domnul Vasile Munteanu, prozator, poet, de la Paris la Londra prin Eurotunel, am finalizat volumul dânsului despre Dickens și am început prin a-l publica cu aceste călătorii din Franța, unde vizitează Louvre, Catedrala Notre-Dame, Biserica Sacré-Cœur, Complexul Versailles, Muzeul Invalizilor, și aici, pentru că totdeauna domnul Munteanu ne furnizează un ceva la care poate n-am meditat, sau chiar dacă l-am văzut, nu i-am dat atâta importanță. Aici, în acest pasaj, ne spune despre sarcofagul lui Napoleon, ne spune că este de culoare bruncă-rămiziu, se află la parter, acolo în sarcofag, bineînțeles, este împăratul Napoleon adus din insula Sfânta Elena, dar muzeul nu numai asta are, abundă de documente, arme, uniforme, scene din bătălii. Și printre exponate ne spune domnul Munteanu că există sabia lui Petru I al Rusiei, care de-a lungul timpului Rusia a dorit să o răscumpere, dar Franța nu a dat-o, cu atât mai puțin acum, nu cred că o va mai da domnul Macron, și are și un motiv bine întemeiat. Nu poate să o dea nici ca simbol, pentru că ar însemna altceva. Și de la proză de călătorie, nu numai, dar aici e vorba de proză de călătorie, domnul Munteanu mi-a trimis poezie, am ales aici poeții gândesc în metafore și primele două versuri reprezintă un fel de definiție, cum s-ar defini pe sine, dar definește poetul în esența lui, spunând așa: poeții scurtează drumuri
în metafore gândesc, sar etape obligatorii și esența o găsesc. Cam așa face domnul Munteanu cu fiecare, cu fiecare strofă. Abordează și teme istorice în această poezie, dar și despre războiul rece, despre Germania, Israel, despre, dar nu numai, și teme literare. Îl aduce în discuție pe Radu Gil, pe Voiculescu, pe Cațavencu lui Nenanae, în Caragea, Ile Caragea. Așa? Da, exact. Am rămas cu Naie de la Cațavencu. Scuzați-mă. Așa încât e de meditat, pentru că în fiecare strofă găsim câte un ceva pe care nu-l știam. Însu știe să îmbrace așa frumos în și îi place să povestească. Îi place să povestească, indiferent dacă e vorba de proză sau poezie. Le și versifică, dar în fiecare există câte o poveste. Aici există o poveste ușor amestecată cu mai multe lumi, lumea istorică, lumea literară, de aceea voiam să vă spun că i-a adus în discuție și pe scriitori și pe istorici. Da, Nene Oprea, domnul Oprea, scuzați-mă, este o formulă de adresare de mare respect, Nene. Însemna, mai de mult însemna cel mare, era fratele cel mare, care scrie din ce în ce mai bine, pare bine că face treaba asta și că este un om extraordinar, se descurcă la fel de bine și în poezie cât și în fotografie, bine, fotografia fiindu-i mult mai adică practica mai de mult tipul ăsta de artă. V-aș ruga frumos, dacă se poate, să citiți, are două poezii, să citiți Codana cu Părbălai. Vă rog, da, este frumos. O poezie în ride și stil popular. Da, Da, Codană cu păr bălai. Codană cu păr bălai, univers și colț de rai, floare, colț de rai, parfum de afin, trandafir, floare de crin, chip suav lângă izvor, raza lunii din pridvor, zor de zi cu strop de rouă, sclipii vași de lună nouă, ochi zglobii cristal de stele, rubinii ce par mărgele, vise ce se pierd în zare, gânduri libere să zboare, boltă scăpărând de stele, iubiri la prima vedere, codană cu părbălai, diamant și colț de rai, fia cerului creasă, mândra soarelui mireasă. Da, asta este. Da. Ce ar putea să-i spună un bărbat unei femei mai frumos decât așa ceva? Ce compliment ar putea să-i facă mai frumos? Nu cred că există. Da, te miri, dar domnul Oprea îi spune direct, e ca și cum s-ar adresa femeii respective. Nene Oprea, ai făcut o femeie perfectă. Eu cred că există și așa ceva. Eu sunt sigur că există așa. E mai mult o poveste decât o femeie aici. Poveste este realitatea imediată a domnului Oprea. Așa vede dânsul femeia. Așa vede. Las-o pe Ileana, cu sânzeana. Deci așa vede domnul Oprea femeia. Ia câte ce frumos poate să vadă un bărbat femeia. Nimic, nu ai nimic de completat în momentul în care vrei să faci un compliment. Ăsta este. Nene Oprea, îți promit că învăț poezia pe din afară și când o să-mi placă o femeie în afară de-a mea, o să-i recit. Bun. Mai departe. Doamna Nanu. Mi-a promis că vine astăzi. Din păcate, văd că n-a reușit să vină. Nu mai știu mare lucru de dânsa, decât că, uite, îi trimite materiale doamnei Onofre,
Și le trimite la timp, să știți. Da, și le trimite la timp. Scrie bine, scrie bine, se vede o evoluție pozitivă și dacă se poate, vă rog eu să citiți, vă rog mult de tot să citiți ultimele strofe din prima poezie. Umblă dorul, dor să stingă. Foarte interesant. Da, o să o mărturisesc umblă ceva. Tot aduc revista să... aproape pentru că este făcută pe foaie velină și strălucește încât dacă o ții într-un anume unghi, nu mai vezi ce se scrie și, mă rog, aduci bulbe și alte, da. Umblă dorul frământat, durerea s-o înfrângă, iubirea în brațe s-o strângă, dornic de îmbrățișat. Umblă prin lumea întreagă, inima să o dezbrace, de tristeți și să o împace, din ea rănile să șteargă. Mie mi se pare că au început oamenii, ca să nu le zic poeți, scriitori, în sfârșit, să scrie din ce în ce mai mult în stilul acesta popular. Și dumneavoastră aveți un stil de genul ăsta, dar e vers nou. Nu scriu popular, n-am nicio legătură. O să vă arăt. Sunt justificat, dar eu n-am... O să vă arăt. A, că scriu despre lumea satului, asta e altceva. Da. Da, dar nu are legătură cu versul popular. Aceeași temă. Ca temă normal. Eu am o carte întreagă care se numește chiar Poeme din țara scaunului cu trei picioare. Am scris-o înainte ca domnul Dinescu să-și ia titlul Scaunul cu trei picioare. Deci ar fi trebuit să... Ar fi trebuit, de ce nu? Ar trebui eu să... Vorbeam despre doamna Nana. Deja observ chestia asta și mă bucur enorm pentru că asta arată totuși faptul că suntem încă legați de pământul ăsta. Încă. Deci am pronunțat un cuvânt care spune multe. Încă. Da. Legați de pământul ăsta. Bun. Cea de-a doua poezie chiar se numește Poveste dintr-un sat. Da. Da. Deci trebuie citite. Deci, în continuare. Dacă prima are tentă populară, cea de-a doua se referă chiar la satul. Da. Se lasă seara peste sat, plouă mărunt și înnorat, de la păscut pășind agale, vacile vin pe cărare. E liniștea în bătătură, câinii s-au ascuns în șură, doar din când în când mai latră, împăcați cu a lor soartă. Nu o citiți pe dată, că nu trebuie să o citiți pe dată. Da, s-ar putea este să lumea aceea din s-ar putea să se întâmple un fenomen un pic negativist. În momentul în care cineva citește aceste versuri, să aibă impresia, uite ce naivitate, ce... Nu! Nu este deloc adevărat. Să vă dau un exemplu pe care l-am trăit eu. Am avut nevoie. Mi-a plăcut, mi-a interesat să scriu poezie pentru copii. Știți cât de greu este? Este îngrozitor. Trebuie să te cobori la mintea, la cunoștințele unui copil și să-ți dai seama dacă în momentul în care acel copil citește poezia ta, înțelege ceva sau nu. În primul rând, trebuie, pe lângă această coborâre, trebuie să îl intereseze pe acel copil. Deci trebuie să fii atât de perspicace, exact, încât pur și simplu să-l atragi în poezia respectivă. Deci să pentru fii, că altfel copiii sunt foarte, copiii sunt foarte ludic. Direct și spun foarte clar, dacă nu mă interesează, nu ludic, vreau. Nu, da. L-ai terminat. De la cel mai frage de vârstă. Eu am zis și soției, care este profesoară, bă, voi știți ce faceți în ziua de astăzi? Voi faceți concurență telefonului, mă. Asta faceți. Concurență telefonului. Dacă găsește acel copil că n-are ce să învețe de la profesor, sau nu că nu i-a tras, imediat a scos telefonul și a început să... Deci are alternativă. Pe vremea noastră nu există alternativă, dar profesorii căutau totdeauna să ne învețe din clasă. Domnule Mitru, exista cartea sub bancă deschisă? N-ați făcut-o niciodată? Da. Dar era carte și citeam ce trebuia. Da. Acum?
Păi nici măcar să scrie nu mai știu, tot la calculator. Da. Bun. Domnul Alexandru, Ion Alexandru Dâmbovnic, profesor de meserie care știe foarte bine să scrie. De ce îmi face semn, domnul Alexandru? Nu sunteți profesor? Da, bun. Și care știe foarte bine să scrie, pentru că l-am văzut că vine numai cu hârtii holografe, ceea ce, ia cât. Da, mă gândeam acum câteva zile cu soția, zic, mă, cum să mai fi făcând cât mare de mână, de mare de mână, și așa mai departe. Am făcut caligrafie la școală, în sfârșit. Cu ocazia asta să ne amintim? Să fie de suet? Să fie de pomană? Nu, cu ocazia asta să ne amintim de domnul Petre Ghilencea, care era o prezență fantastică și ne aducea caligrafia. Exact, era cu totul. Da, de multe ori mă gândesc la dânsul. Și domnul Alexandru Dâmbovnic vine cu niște catrene și cu poezie. Tip sonet? Da, 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 da. Vă rog eu să citiți două, trei catrene. Constat și eu cu mare jale, precum maestrul Caragiale, România e o țară eminamente agricolă, iar în politică este eminamente ridicolă. Zicea cu minte o zicală, pe bătrân să-i ții în fală, azi când trai unii umil, îi trimitem la azil. Da, sunt ușor pesimiste, așa, dar probabil că... Nu, sunt ușor realiste. Sunt mai mult realiste și ușor pesimiste. Sunt foarte da, ușor este scris foarte... și realiste, adică efectiv realiste, realiste. Probabil că în preajma dânsului există astfel de situații. Doamnă, da. Dragii noștri, dumneavoastră, între dumneavoastră sunt oameni, majoritatea, care au trăit în ere diferite, în epoci diferite, chestie pe care am pățit-o și eu. Dar unii au trăit și înainte de comunism. Înțelegeți? Au supraviețuit atunci, au supraviețuit în comunism și acum trebuie să supraviețuiască. Deci fiecare salt din ăsta pe care l-au făcut din epocă în epocă, pentru dânsi au însemnat exact ca la foc. Știți cum se spune la foc? Ți-a luat casa foc de două ori, trebuie să o iei de la cap cu absolut orice. Cu absolut orice, nu mai rămâne nimic. Pur și simplu. Și așa s-a întâmplat și aici. Și au experiență. Au experiență de viață fantastică. Exact ca în Germania post-belică. Post-belică al doilea război mondial. Cele mai bune generații, cele mai muncitoare, două generații atunci s-au născut. În timpul războiului și după război imediat. Iacă-tă. Deci trebuie să trecem prin greu ca să devenim niște oameni. Da, este normal. Este absolut normal. Este absolut normal. Și vă spun cu mâna pe inimă, nemții nu au pierdut al doilea război mondial. Nemții au câștigat enorm din al doilea război mondial. Eu cred că acum noi greșim prin faptul că ne grăbim și nu îi mai ascultăm pe părinți și pe bunicii noștri. Asta e o mare greșeală. Adică ei sunt încărcați de atâta semnificație, de un românism adevărat. Ar trebui să stăm și eu dau acest sfat tinerilor pe care îi întâlnesc și copiilor cu care discut. Le dau sfatul să-și asculte bunicii, să-i provoace să spună povești din vremea lor, să spună cât de greu a fost să procuri mălaiul pentru a face o mămăligă. Da? Da? Sau să, vremea lui Papură Vodă, să tai papura și să o faci, da? De asta vreau să spun că... adevărate vremuri grele, nu greul acela, mă duc la supermarket și am găsit la un preț cu 5 bani mai mult sau a fost ofertă și iată m-am... Și asta este ceva foarte greu. Da, este ceea ce trăim noi, dar eu zic că adevăratul greu era să faci foamea. Și să faci foamea după ce nu ți-a mai venit din război copiii, băieții, să faci foamea după ce nu...
ți-a mai venit soțul din război și așa, Doamne, mai departe. Ziceți, Doamne, că nu se știe. Da, de-aia ziceam de domnul Dâmbovnic, are experiență cu cealaltă eră, are experiență și cu era asta și scrie profund. Ce m-a deranjat la dumneavoastră, domnul Alexandru Dâmbovnic? Dați-le, domnule, câte un nume la catrenele astea. Dați-le și câte un nume, nu X așa, că parcă nu arată chiar bine. Am înțeles. Eu am înțeles. Dar vă rog eu frumos. Dați-le și câte un nume, că așa se face. Zic eu. N-am ce să spun despre poezia dumneavoastră, este extraordinară. Totdeauna a fost extraordinară, tot ce ați citit aici a fost extraordinar. Foarte profund, te trimite... Exact. Asta, n-am spus asta? Este experiența dumneavoastră pe care o lăsați și pe care încercați să o dați acelora care pot învăța din experiența altora, atenție, ceea ce este foarte, foarte greu. Da, vă ascult. Și prin modestia ei caracteristică încheie prin am ceva de spus și o repet mereu, eu sunt rob supus doar lui Dumnezeu. Da, mulțumim, domnule Dâmbovnic, ne mai învățați câte ceva și ne mai treziți puțin la realitate. Ramona Enache, Pe aripile iubirii, văd că a făcut o schimbare, probabil e vorba de faptul că are un alt cerc în care se... în care coexistă. Eu, sincer, i-am spus să revină la acel stil al ei și să-l și-l perfecționeze pe acela, dar văd că, dau exemplu o strofă, văd că este tot în zona iubirii, iubirea, miezul luminii, iată, se cam vorbește despre lumină și iubire în această revistă și Pe aripile iubirii, două poezii ale Ramonei Enache și iubirea, în iubirea miezul luminii are o strofă care spune așa: iubirea e miezul luminii din întunericul inimii, cum luna e lumina din întunericul nopții. Da, avem un întuneric în inima noastră și ea îl sesizează frumos. Poate să continue așa cum am și povățuită de mai multe ori. Marian Teodor Popescu este omul care trăiește și scrie, scrie și trăiește, omul care le... Da, este acel scriitor care își pune în scriitură sufletul și experiența. De fapt, cam toți facem asta, dar el chiar experiența imediată ne o prezintă. Iubirea de ieri. Eram doar copii și ne jucam cu viața, sufletul plânge, lacrima udă, adâncuri, te caut, te implor, te cer și te vreau. Te iubesc în sălbatice vânturi, iar dorul, iubirea aseară erau diamante în negrul din noapte. Iar demonul sericul tâlc înfura speranța nădejdea învierii. Azi vreau să renviu cu tine în gând, deși n-am murit nicio clipă, mă întorc și te stric copilă plângând. Și așa mai departe, este un poem lung, în vers scurt, și Seri fără tine, care la fel este o experiență de viață pe care o pune în poezie și îi urez să aibă cât mai mult timp ca să scrie, pentru că e prins în foarte multe activități. Așa este. Maestrul Constantin Samoilă, care ne onorează și în interiorul revistei, nu numai pe copertă, cu scrierea caracteristică de blândă, cursivă, lină, de bunic. E ceva extraordinar. Îți trebuie... Acest tip de scriere nu poate fi falsificat. Nu poți să-l iei de nicăieri. Este absolut imposibil. Trebuie să-l ai în suflet sau nu. Dacă nu-l ai, n-ai cum să aștere pe hârtie. Și
Vine de fiecare dată cu câte o scriere drăguță, interesantă. Trebuie neapărat să o citiți. Nu fac eu acum, n-am ce să stau să citesc. Moștea, da, e vorba de lumea satului, este, da, da. Este extraordinar de interesant, dar aș vrea să-l percepeți ca pe un om care scrie din plăcere, din plăcerea de a oferi celorlalți oameni cu o mare ceva frumos, ceva care să meargă la suflet, ceva care să ne mai descrețească un pic frunțile astea extrem de să ne scoată din obosite. Cotidian, nu? Da, extrem de obosite. Da. Eu știam de Moș Tăgârță, dar văd că dânsul are altă accepțiune aici. Moș Trăgaistă și pieptene lui. Nu, iertați-mă, să ne am greșit. Nu, dar cred că așa a zis dumneavoastră. Pentru mine e... Da, așa personajul știam. Pentru mine ăsta este. Da. Până la urmă înseamnă că a fost cineva care a trăit. Care da, da, da. Exact, asta voiam să spun. Iertare. Nu, dar așa a zis, n-aveți de ce să vă cereți iertare. Sunt între Moș Tăgârță și Moș Trăgaistă. Da. Dacă Moș Tăgârță era un moș foarte... strâns la pungă, nu? Foarte ciudat. Și... în sensul că era... nu-i plăcea să aibă lumea de toate. Am înțeles. Un om care mea culpa. Să aibă cât mai puțin. Pe când Moș Trăgaistă era omul care dădea tot ce avea el pentru cei din vremea și din... Deci dumneavoastră sunteți un fel de Moș Trăgaistă. Eu sunt un gen, dar... Da. Stră-nepot al lui Moș Trăgaistă. Foarte interesant. Da, vedeți? Deci, iată că l-am provocat bine. Ovidiu Ștefan Ciucă, două poezii cu rimă. Cea de-a doua este creată numai din enumerări. Curcubeie de minunății. Vă spuneam eu că acest număr se cam vârtește în jurul luminii și al efectelor sale. Curcubeie de minunății, floarea minunilor, dăruirea astrelor, frumusețea sufletelor, perfecțiunea iubirilor, pacea curcubeilor, armonia culorilor, pomenirea minunățiilor. Da, nu l-am mai văzut de mult pe Ovidiu, dar dar primesc materialele de la Simona și le primesc în mod constant, așa că el face parte din grupul dumneavoastră. Și... da. Mihai Moise, văd că și-a însușit, nu a fost o critică, a fost un sfat și publică în acest număr al revistei Iubita mea. Deci ia cătă, a început să scrie și despre subiectul acesta și scrie frumos. Scrie foarte în schimb frumos. Dorina scrie. În schimb Dorina, da, da. Au schimbat rolurile. Au schimbat rolurile, da. Exact, da. A început ea să scrie. Vedeți? Poezii filosofice. Bine, ea scria mai demult poezii. Scria, dar era cam domeniul lui Mihai, partea, da, cu crucea, cu sfinții, da, a început și cu sfinții, să cu îngerii, cu arhanghelii. Pe teme religioase. Exact. Ceea ce nu e rău deloc, până la urmă. Da, bineînțeles, cum să... dar nu e rău deloc când scrii poezie. Când pui mâna pe condei, nu e rău deloc. Este foarte interesant că se... părerea mea se completează. Că faptul că sunt... sau faptul ăsta că sunt o familie îi ajută la treaba asta este... e normal. Dar se completează, se completează. Probabil că se sfătuiesc, bineînțeles. E, cred că da. Se pare corect să fie așa, se și sfătuiesc în momentul în care scriu. Dar e... merge către pozitiv. Toată treaba merge către pozitiv. Da, vă rog. Da, deci Marina Pantazi. Marina Pantazi, dacă cumva nu știți că Shakespeare a scris Romeo și Julieta, citiți această poezie a Marinei Pantazi, pentru că ea asta ne spune. Cum a fost povestea lor? Dacă ea și-a ales să facă acest lucru, eu l-am publicat. Numai că eu cred că
mai toți știm povestea lui, povestea lui Romeo și Julieta. Da, ea a încercat și altă. Am spus mai toți, nu am spus toți. Așa. Doamna Litina Mihaela Ionescu își declină aici dorința, e vorba de au pierit cei din jurul dânsei, cei care îi aduceau bucuria, fratele, mama, și bineînțeles că e ca un fel de durere scrisă în vers alb. Am trecut pe lângă mormântul vostru, v-am văzut pozele, un tânăr înfățișat în față și profil și doi bătrâni și așa mai departe. Deci, tristă, dar e de înțeles. De ce? Când rămâi singur, aproape singur pe lume... Gelu Ungureanu. Gelu Ungureanu, de data aceasta, are o poezie extrem de explicită. Nu? Cel puțin mie nu mi s-a mai părut absolut deloc ermetică, fac parte cele câteva poezii, trei, pe care le-a publicat în acest număr, din un volum, Fiți ascultători, partea a doua, zice el. Da, pentru că are tot același volum, da, Fiți ascultători, partea întâi, deci volumul 1 și volumul 2. Da. Vă rog eu să citiți Dilema, dacă se poate. Pentru mine e mai greu. Oare sărăcia s-a născut fără moașă? De aici toate controversele. Cine totuși a moșit-o? Cine a nășit-o? Guvernanții susțin că, de fapt, împricinata așa a fost moștenită din vremuri străvechi și, ca urmare, vor fi tăiate toate drepturile de autor ce susțin contrariu. Dar iată, pe aleea Parlamentului vine salvarea, fără girofar, fără drepturi speciale. O secundă, recitim primul vers. Oare sărăcia, așa, ca să punctăm o chestie. Da, acum citiți dumneavoastră. Dar iată, pe aleea Parlamentului vine salvarea, fără girofar, fără drepturi speciale, fără, adică nu da sărăcie. Nu da sărăcie. Vă dați seama, deci există ceva mai rău decât sărăcia, nu da sărăcie, ca să nu zicem sărăcia goală, corect, cum a zis domnul Alexandru. Da, ia către ce viziune a avut acest scriitor. Mai departe, dumneavoastră. Maria Giurgiu, vă spuneam că firul nevăzut al acestei reviste este Lumina și iată că și Maria, prietena noastră, Maria Giurgiu, tot despre lumină aduce Zborul păsărilor luminii. Este un fel de dialog și voi da citire primei părți și ultimei, pentru că așa veți înțelege și veți și o veți citi în continuare, probabil. Am imortalizat viața noastră pe o gamă de culori pentru tine, pasărea mea de lumină. Am semănat noi, visătorii, ogorul cu semințe amestecate de rău și de bine și s-a deschis cutia Pandorei împânzindu-ne viitorul. Am zidit cântecul șoptit de inima mea arzătoare pe valurile nopților de argint în năzuințele inimii tale sperând. Încheind, s-a trezit inima, izvorul nemuririi, bat cu clopotele în surdină din adâncurile veacurilor viitorului și printre ramuri albastre își iau zborul pe cărările stelelor păsările luminii. Pentru Maria Giurgiu este o bucurie să scrie despre lumină, pentru că ea este o purtătoare așa unei speranțe și a unei lumini. Mihaela Bujor, altă ființă care poartă iubirea în suflet, trei poezii, Eu și viața mea, Cu dor coseau și Săracă sunt. Cea de-a doua este omagiu adus bunicii, iată, altă temă pe care o preferă poeții.
Și de obicei Mihaela Bujor se joacă cu elementele naturii. Ce e frumos e că zilnic ea își face un program, sau aproape zilnic, un program prin care își arată sufletul în poezie. Valuri calde ca niște ploape se zbat pe ochii dinselor ape, ale unor mări ce adună gânduri și le așează în adâncuri, în rânduri. Un trup dintr-un lut, jumătate dospit, de tulpini și de crengi din arin s-a lipit, să poată să umble prin rouă și zori, prin clipe și vieți și flori, până ce va găsi undeva răspunsuri, de-ar fi în zâmbete sau plânsuri, și-o afla statornică, chiar de-ar durea, asta sunt eu și viața mea. Noi stăm cu... Un scriitor de catrene, poet, până la urmă, un poet care scrie catrene și le... pur și simplu se joacă efectiv cu cuvintele și cu rimele. Ce spune? Se vede că îi place. Da, îi place foarte mult. Are o minte și iarăși e un scriitor rapidă. Pe teme, scriitor de zi cu zi, adică nu lasă condeiul prea mult să-l încezească. Da. Are și timp, a pățit niște chestii, stă mult la pat, în sfârșit tot felul de probleme de genul ăsta. Da, dar nu s-ar vedea prin spiritul lui ludic. Nu. Din potrivă. Pe nu și-a rupt gâtul, și-a rupt piciorul. Neîmpliniri. Mi-e drag o fată să iubesc, sigur mă veți spune, nu? Să o aleg pe ultima? Să citesc. Neîmpliniri. Mi-e drag o fată să iubesc, să stau în curciun până în noapte, la muncă nu prea mă zoresc. Că nu poți să le faci pe toate. Da. Apropo de chestia asta cu la muncă nu prea mă zoresc, o să râdeți, dar asta este foarte, foarte adevărat. S-au făcut cercetări și s-a constatat că oamenii care trăiesc foarte, foarte mult, chiar există un englez care la ora aceasta născut în 1902 și încă mai trăiește și a fost întrebat care este secretul și el a răspuns foarte bine, mersi, lenea. Și oamenii, serios, au făcut cercetări și au văzut este. Că cei care nu se omoră cu munca sau... Bine, nu vă, Doamne ferește, nu vă îndemn către așa ceva, dar și mai ales cu mișcarea asta impusă, te duci să faci jogging, să nu știu ce, să, la sală și la chestii astea, trăiesc mai mult decât ceilalți. Păi gândiți-vă că nu degeaba prin văile alea de prin China sau de prin India, trăiesc că ea dă iuită Dumnezeu. Românul zice ăștia așa... Ăștia sunt atemporal, domnule. Românul zice așa, cum zice, dacă îl vede că e leneș, ăsta trăiește 100 de ani. Și are dreptate. Și are dreptate, efectiv, are dreptate. Vă alegeți ce vreți. Să fiți 2 ani vulturi sau 100 de ancioară. Dumneavoastră alegeți. Dar ce inteligent. Dar ce inteligentă e o cioară. Nu. Este pasivitatea, nemișcarea. Pur și simplu, nemișcarea. Da, în sfârșit. Eu v-am prezentat ce au spus. V-am prezentat ce au spus oamenii de știință. Nu e nimic de la mine. N-am făcut eu cercetarea. Bun. Haideți. Un om care e foarte mult preocupat de trecut și de cuvintele din lexiconul nostru străvechi este domnul Victor Panduru, care este și membru LSR la dumneavoastră, și aici vine cu tablouri de familie. Bineînțeles că avem cuvinte mai greu de pronunțat și care probabil le știm sau nu le știm însemnătatea, dar ideea acestui fragment este din romanul istoric Baștina, este
cum găsește un om, ce găsește în tablouri, în tablourile din casă, în tablourile pe care, unei case pe care el nu știa. Și e foarte interesant de citit și interesant de descifrat. Da. Deci avem aici bunicul Blagorovnic, tânără pulpeșă, sunt slavisme, pântecoasă. Atenție, domnilor! Să nu cumva să spuneți vreodată unei tinere sau unei doamne că e pulpeșă, pentru că vă treziți cumva cu o geantă peste ochi. Da, adică, e mai greu de... Acum trebuie să fim silfide așa și să nu cumva în să... În momentul în care... Dar îmi place, mi-a plăcut să... În momentul în care au început să ne franțuzim, și am zis și am folosit neologisme din franceză, au existat și oameni care au rezistat la fenomenul acesta, exact cu pulpeșe, în loc de cravată să-i spui gâdlegău. Dă-o încolo, că nu arată destul de aiurea. Da, domnul Victor Panduru chiar creează o lume în acest roman istoric, Baștina, și e foarte bine, pentru că sunt zone pe care noi nu le mai accesăm deloc. Bun. Silvia Giurgiu vine cu Poveste de toamnă. Este o poezie frumoasă care umple peisajul ăsta foarte frumos pe care îl trăim cu toții, îl vedem cu toții. Ce să vă spun despre ea? O vedem mai greu, are foarte mult de lucru, dar ia că te trimite totuși material și bun, foarte bun. O să vorbesc despre un pic despre Marius Ionescu și vorbiți după aia dumneavoastră despre... Da, da, la Silvia trebuie un pic să exemplificăm că, știți, da, să nu ne creăm ultima strofă. Amiere miroase văzuhul topită și câmpul se înfruptă cu stropii mirați, de atâta risipă pădurea palpită, iar cerul se îmbracă cu nori vinovați. Da. Bun. Și încheie, îmbate la ușă sfioasă chemarea, buchete albastre în brațe îmi depune, mirezme astrale îmi inundă visarea, când noaptea povești de iubire îmi spune. Da, frumos. Adică le scrie bine, destul de bine. Bun, Marius Ionescu, explozivul Marius Ionescu, teroristul Marius Ionescu, între ghilimele, bineînțeles, care aruncă niște versuri, niște poezii, de nu știu de unde Dumnezeu le scoate, dar ce mai contează? Are o minte foarte, foarte interesantă. Nu este minte de bărbat, asta este foarte clar. Cred că e extrem de complicată mintea acestui om. Dacă poate să scrie așa ceva, vă rog eu frumos. Care vreți dumneavoastră? Ultima. Tanca? Da. Lumina străzii anunța venirea ta dintr-un timp trecut. Dragostea și-a amintit vremea care o aștepta. Eu, din punctul meu de vedere, este nefinalizată această poezie. Adică a început, a vrut ceva, nu ne justifică de ce... Problema lui este că noi trebuie să ne ridicăm la ceea ce vrea să gândească. Nu există așa ceva în literatură. Da, bine, în sfârșit. Există claritate, există lucru pronunțat. Eu pot să gândesc, nu știu, că tanca vine de la tank și tancul e vorba de război. Ce facem? Dacă gândesc așa. Ce-o fi însemnând? Bine, eu nu gândesc așa, dar l-aș povățui totuși să fie mai atent cu ceea ce... Dumnezeu. Eu nu-l neg, dar îi trag un semn de întrebare. Da, spus că este un fel de terorist. Exact, da. Chiar mă gândeam că de acolo va veni, de la această tanca, probabil în nume de fată, într-un anume fel. Să nu uităm pe cei tineri care vor și încearcă să publice, adică încearcă să scrie, și avem aici pe Ana Maria Manea, care este a doua oară în această revistă, și e vorba de poezia ei, Sunt româncă.
Chiar dacă pare așa o poezie copilăroasă, ea este o ființă copilăroasă și merită încurajată. Mândră sunt că sunt româncă și pe plaiul românesc am părinții și strămoșii, dulce am graiul cel vorbesc. Și o ține în ritmul acesta și probabil o voi mai publica, o vom mai găsi în rândurile noastre, pentru că pe lângă sensibilitatea pe care o are, chiar își ia niște teme. Și e bine să facă asta. După ea este Beatrice Dițuleasa, care este elevă în clasa 11-a. Eu la momentul când am primit materialul, aș fi publicat în ce clasă este, pentru că vreau să se știe că sunt tineri. Sunt, fotografiile sunt chiar de actualitate și scrie o proză cu temă. E vorba de Nu te grăbi să judeci. Își alege un personaj, personajele sunt tineri, tințăși, aleagă personaje cu nume de englezi, de francezi, de au tendința asta, că dacă ar fi spus sunt, e vorba de familia, aici spune, e vorba de familia Watkins, dacă i-ar fi spus e vorba de familia Ionescu sau Popescu, parcă n-ar fi sunat la fel de bine. Bun, acesta este un mod de un punct de vedere. Dar ca idee, proza este bine scrisă, este vorba de o tematică, e vorba de o familie care avea un câine și nu avea copii și era îndrăgea foarte mult acest câine. Câinele a murit și familia parcă a dispărut. Ea, crezând, autorul acestei proze, crezând că chiar așa, adică dispari fără urmă, iubirea aceea, de ce ți-a dispărut. Dar acești oameni au plecat din locul pe care l-aveau, apartamentul sau casa pe care l-aveau, tocmai pentru că nu mai voiau să trăiască cu ideea că au pierdut sufletul acela drag, sufletul acela drag fiind omorât de o mașină. Deci nu din boală atunci când te părăsește un animal drag și moare de boală, atunci te gândești, bun, a fost să fie, dar când este accidentat, da. Am spus acest lucru pentru că ea n-a mai fost publicată în revistă și de aceea v-am explicat un pic cum scrie. Eu am încurajat-o să-și ia teme diverse și să-și continue scrisul. Ia, despre ea am zis, despre Beatrice Dițuleasa am zis. Da, Lavinia Vieru n-am spus. Despre Lavinia, deci am făcut paralela pentru că ele sunt apropiate de vârstă, Ana Maria Manea și Beatrice Dițuleasa. Lavinia Vieru e cunoscută în rândurile noastre pentru că ea scrie, pictează, aici este vorba de Muzeul sau Paradigmele Artei, în care e puțin abstractă, dar este în stilul ei. Este o lume pe care o descrie aici, nu am cum să o descriu eu în fața dumneavoastră, decât dumneavoastră să vă faceți o părere citind-o. Domnul Bucescu vine în Omul Moral, în revista aceasta cu, nu știu cum să-i spun, o culegere. Este o culegere, pur și simplu, și să vă spun din ce cauză. Dă foarte multe citate, nu? La asta vă refer. Nu mai citate. Zice așa, ideile de bunătate, iubire... Iubire altruistă. Mi se pare iertare, mie mi se pare pleonastică exprimarea, dar acum, hai să zicem ca dânsul, iubire altruistă, nu știu, nu fi așa, iubire poate altruistă... Poate fi și egoistă iubirea, nu? Egoistă? Nu. Când îl ții pe unul, îl sufoci și declar că aia e iubire. E posesiune, nu e iubire. Nu. Să nu facem. Așa. Ajutorarea aproapelui ETC au constituit un motiv pentru peren în toate doctrinele morale și religiile lumii. Formele religioase ale lumii. Și de aici încolo
vine numai și numai cu citate da. Care să da. Ateste aceste câteva cuvinte da. Pe care le-a spus. Deci n-ai ce, trebuie să citești pentru că altceva n-ai ce să comentezi. Da. Efectiv, nu ai ce să comentezi. Bun. Sunt aduse pe temă, deci foarte bine, da. Putem foarte bine să ne, da. Să, să-l citim pentru că nu pe toate le știm, așa că mai învățăm câte ceva și din citarea unor... Da, unor le citim pur și simplu. Personaje așa. Sacre ale universalului. Domnul Mihai Ciobanu. Domnul Mihai Ciobanu, nu știu cât ați fost la emisiunea în care dânsul a vorbit, a avut emisiuni cu Simona Vasilescu. Este inginer. A fost director la ARO, ca să vedeți ce parcurs ciudat. La ora actuală este extrem de preocupat de ceea ce înseamnă istoria în toate, din toate punctele de vedere a românilor. Și ca limbă, și ca nație, și ca folosește date foarte multe din paleogenetică, deci argumente solide, solide, care nu pot fi negate sub nicio formă. Sub nicio formă. Și ajunge la concluziile pe care eu le cunoșteam mai de mult, că limba noastră nu este de origine latină, ci e fix invers. Au un fond comun ca limbă indo-europeană, dar în partea aceea unde s-a format limba latină au ajuns alte neamuri care au venit de undeva de prin India, iar la noi au venit neamuri de undeva de prin nordul, nord-vestul, nord-estul Africii și s-au stabilit, eu vorbesc acum de mii de ani înainte de era noastră, deci mileniul al șaselea și chiar al șaptelea și s-au stabilit în jurul lacului Maetian. De-aia am făcut niște afirmații în momentul în care a venit ambasadorul domnia sa, ambasadorul Egiptului, că avem un fond comun, pentru că fond genetic comun, pentru că populația din jurul lacului Maetian, când a plecat de acolo, din cauza intrării apei în Marea și formării Mării Negre, a plecat, nu toți s-au dus într-un singur loc, asta era o nebunie, să crezi, au plecat care încotro, pur și simplu, și avem același fond comun din acea populație, la dânsii a existat, s-a format limbă și populație pre-egipteană, la noi limbă și populație pre-sumeriană, pentru că au venit și cei din Orient, vestul Africii, estul Africii Orient. Iacă-tă. Și avem un fond comun de vreo aproape 14%. Fond genetic. Fond genetic comun. Deci vă dați seama că este extrem de... Toate aceste afirmații sunt documentate foarte bine în cartea dânsului. Eu o am aici. Am reușit și eu să fac rost de această carte. Documentația este pur științifică, este destul de greu de citit. Este destul, dar arată că de fapt cei care întocmesc acum Dexul, tot felul de îndreptare și tot felul de greșesc total. Greșesc total pentru că este foarte simplu să iei de la alt. Știți cum se mai întocmesc cărțile? Te duci la predecesori, mai iei câte ceva, vii cu o aranjare, un aranjament nou și ai făcut o carte nouă. Nu e așa. Nu se face așa. Ungurii afirmă că au 2000 de cuvinte din română pe care noi le afirmăm că le avem din limba maghiară. Deci, ia gata, ce ciudățenii, ce ciudățenii. Acest om arată de fapt de unde provin aceste cuvinte, vorbește și despre limbă genetică, iacătă, deci prin
informațiile noastre pe care le deținem în interiorul celulelor, suntem determinați să vorbim un anumit tip de limbă. Foarte interesant. Din cauza aceasta vă spuneam eu că noi românii înțelegem foarte ușor multe, multe limbi. Le percepem. Efectiv, ne dăm seama. În primul rând că ne dăm seama când în ce grup face parte. Și pe urmă, cel puțin limbile astea, hai să zic aceeași greșeală să o fac, să zic că limbile latine, le înțelegem perfect. Un italian nu ne înțelege. Sub nicio formă. Un spaniol nu ne înțelege. Sub nicio formă. Nici măcar portughez, care este foarte apropiată de limba noastră, nu ne înțelege. Noi înțelegem, dacă vorbește rar, rar efectiv, și se exprimă corect, aproape 40, cel puțin 40% din ce vorbește înțelegem. Cel puțin. Și sunt studii făcute, uitați-vă pe internet. Sunt efectiv studii, experiențe făcute exact în felul acesta. Da, este o carte care ar trebui să o citească tot și mai ales cei de specialitate, mai ales cei de specialitate, pentru că le va îmbogăți foarte, foarte mult cunoștințele despre cine suntem, nu ce suntem, cine suntem și de unde venim. Nu știu dacă se cunosc, dar există în grupul de la Târgoviște o doamnă profesor de română, Olguța Daniela Iordache, care acum își lansează sau și-a lansat acum va urma să-și lanseze la zilele bibliotecii o carte care are foarte multă legătură cu ceea ce scrie domnul Mihai Ciobanu și cu studiul dânsului. Ar fi bine dacă s-ar întâlni, pentru că și-ar completa, a studiat foarte mult tot pe tema aceasta, merge și a studiat foarte mult și are foarte multe lucruri care efectiv ar vorbi aceeași limbă cu domnul Mihai Ciobanu și s-ar ajuta. Da. Elena Filoteia Bădescu este elevă în clasa 10, înțeleg, o elevă eminentă, o elevă de 10 la toate materiile și nu vă este străin Expediția Imposibilă, romanul ei, care aici a ajuns la capitolul 4. Nu pot să o public cu mai mult pentru că este un roman destul de amplu. Eu i-am sugerat niște lucruri privind dialogul, pentru că e necesar, la un moment dat se pierde șirul dacă nu explică foarte bine. Ea știe să pună problema, își vede bine tema și o conduce foarte bine în roman, însă la dialog mai are carențe. E și mică, trebuie să citească mai mult și am sugerat și niște lecturi. Dar ce-mi place este că are simțul umorului și vrea să facă deja la clasa, pe clasa 10-a și să ai acest vreau să fac și să-l și faci, este un lucru de admirat. Lidia Manea, cred că e a doua oară când e în revistă, este mama Anei Maria. Ea scrie și poezie pentru copii și povestiri pentru copii, deci este cam în tema aceea despre care vă spunea domnul Mitroi, și a temă grea. Aici are două poezii, da, una Sfârșit de vară și alta Valuri și perle. Ca să nu facem discriminare, o să citesc din Valuri și perle. Cu zorile se arată că ziua e bună și peste gânduri se așterne uitarea, bătrânul ușa din cui pălăria și azi se întâlnește cu marea. Deci e vorba de parcursul unui om în vârstă. Ea îl așteaptă cum face mereu, când fără valuri, când rece, el o privește tăcut de pe mal și vremea ușor îi mai trece. O atinge încet pe albastrul de gheață, cu mâna lui tremurând, ea se înfioară și îl cuprinde cu un val, niciodată n-a fost așa blândă. Din ochii uscați o lacrimă cade, ea
i-o prinde și o pierde neant, atâta perle sunt în adâncul ei, câte lacrimi bătrânul i-a dat. Iată din nou tema omului trecut prin viață, acel lacrim de tristețe de cele mai multe ori. Și o prezență nouă, dar nu în cercul nostru, că ea în Curtea de Argeș este cunoscută, are și cărți publicate, Elena Toteanul ne aduce aici un o altfel de accepțiune a toamnei, și anume strigoiul toamnelor. Și decor autumnal se încadrează în tema revistei noastre și voi da citire ultimelor două strofe din poezia Strigoiul toamnelor. Se iasă toamna ce în suflet mi-a intrat cu frunza-i aurie și acum eu vreau pe patul meu de vise atunci când stau, vreau să-mi recapăt sufletul curat hârtie. Pe ea s-a șternut o primăvară nouă și iarba din picioare să reînvie, șoptesc prin flori de măr ca să se știe a lor petale apoi să plouă culoare vie. Decor autumnal și strigătul toamnelor, Elena Toteanu, sper că o să o mai aveți, să o mai avem în rândurile noastre. Constantin Mândruță, am avut onoarea și plăcerea să-l cunosc mai bine. A făcut parte din niște trupe de elită ale forțelor noastre armate. Este un om cu multă minte în cap. Și dovada este că scrie. Ce ai spus, Costele? Am, deci nu mă las să fac și un calambur. Că vi-l ia, domnul Teodor. Vedeți ce înseamnă prietenia? Da. Vă citiți gândurile. Da. Asta e. Mă enervează el câteodată, da. Asta e, n-am ce să-i fac. Așa, vorbim despre tot despre tizul lui Costel, tot Costel, Constantin Mândruță. Are în revista asta o poezie. Eu am aflat mai multe despre poezia lui și scrie și catrene și în sfârșit are multe proiecte. Are multe proiecte și sper să și le îndeplinească. Într-o perioadă scria câte o carte pe care o lansa de fiecare dată de ziua lui Eminescu. Da. Acum nu știu dacă așa mai ținut acel... Dar mulți ani! Mulți ani a făcut acest lucru, deci an de an avea câte o carte. Și motoarele un pic mai vechi, mai încetine, trebuie să mai încetine. E în armată, știe cum să le curețe. Da, bun. Și să le pună din vă nou pe... Vă rog eu frumos să-i citiți poezia. Și Abel, dacă mă roagă domnul Mândruță, da. Nu, vă rog eu. Eu prin faptul că am publicat-o am ales-o, da. Dacă ești doar om și atât, nu și alții sunt la fel. Și din tine au nițel, restul e numai urât. Omenia le stă în gât, mulți sunt Cain și Abel, dacă ești doar om și atât, nu și alții sunt la fel. Mă consider un rebel, ce-am avut și ce-am pierdut, păstrez nasul, n-am și râd, demnității un fidel. Dacă ești doar om și atât, nu și alții sunt la fel. Suntem conștienți, domnule Mândruță, că aveți dreptate. Așa și este. Sper că... vorbim despre ultim, da, încheiem cu ultimele... Am spus despre fotografii, ele țin loc de un curriculum vitae. Eu sunt aici prin lumea franceză, dar și alături de domnul Eugen Simion la lansarea cărții mele Să mergi călare, sunt în zarcu să spui adevărul, de la București, de la Bookfest și multe alte lansări de la două societăți franceze de poezie, una Société de Poete des Artistes de France și alta Société de Poete Français, adică nu le mai traduc, că se traduc adică sunt ca în românește. Exact. Așa, și cu aceasta
fiind zise... Iar pe ultima parte, o pictură, da. Viețile mele, da, da, da. O pictură la care am lucrat mult, mult timp, pentru că e în tușă foarte fină și se lucrează așa și cu inspirație, dar și cu foarte multă muncă. Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți alături, vă aștept să îmi transmiteți materialele dumneavoastră, pentru că am intenția ca până la sfârșitul anului să mai scoatem încă un număr al revistei și să o și prezentăm dacă suntem ajutați cu promptitudine privind trimiterea materialelor. Deci cu acestea fiind zise, prezentarea revistei a trimestrului 3, de pe trimestrul 3 al anului în curs, da. A luat sfârșit. Pentru a încheia această activitate pe care am desfășurat-o cu atâta suflet în ziua de astăzi, aș dori să-l rog pe domnul Marius Graur să ne recite din creațiile dânsului o poezie, două, pentru care îi mulțumim anticipat. Eu vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă redactor șef a revistei Cuvântul Argeșan, și sunt onorat că m-ați invitat să închei această prestigioasă emisiune cu două poezii din a patra mea carte, intitulată Întoarcerea. Voi începe cu poezia Toate ar putea. O lovitură din spate rău doare, iar din cauza ei omul și moare, indiferent de cine, oriunde e dată, de a lui, de străin sau de toți la oaltă, prin vorbe, prin gesturi și prin răutăți. Sub cerul ce poate dărâma cetăți, pe proaspăta catifelata iarbă, pe mal de apă ce ar putea să fiarbă, pe frumos pământ, casa tuturor, toate ar putea, dar încă nu vor. Cum să intervină? Liber este omul, voia să aleagă lăsată-i de Domnul. Nu vă mai loviți, oameni, e păcat, toți suntem la fel să gândim curat. Forța loviturii pe noi ne omoară, dragostea între oameni este o comoară. Vă mulțumesc. Și a doua poezie, Leacul. Leacul dreptății și al puterii ne este dat nepărtinitor de Domnul Slavei și al Învierii, nou iubitului său popor. Ni-l dăruiește, fără niciun ban, din dragostea-i mare toți îl primim și împreună, stăpân, rob, orfan, spre înviere să nădăjduim. Răsare luna, cerul e senin, mai liniștește-te, fugare veac. Ia seama odată că-i doar un chin, perpetuați fugă, soarbe un leac. Leacul dreptății și al puterii e la îndemâna celor ce vor să-și revină din starea căderii, căzând în genunchi către Creator. Mulțumim frumos, Marius, și cu aceasta am pus punct acțiunii noastre din ziua de astăzi. Vă mulțumim pentru invitație și vă așteptăm lunea viitoare în aceeași formație, dacă nu chiar mai mult. Mulțumim mult de tot!